Bine v-am regăsit la Super Pariuri, de aici din Superbet Premium Store. Astăzi toată România susține România. Era o vorbă pe vremuri, înaintea meciurilor importante. Noi putem să o transformăm cumva. Astăzi toată România pariază pe România. Noi n-am făcut-o la meciul din Germania, la meciul de la Hamburg. Am fost cam drastici la acel meci. N-am dat foarte multe șanse României și... am ieșit cam la jumătate. Ne-a ieșit atunci victoria nemților, însă am mizat pe faptul că nemții vor câștiga ambele reprize și că noi nu vom reuși să dăm gol. Și uite că ne-am păcălit, ne-a ieșit însă super pariul acelui meci dintre Germania și România pe o cotă chiar foarte bună. Ce a fost, a fost, hai să vedem ce o să fie acum. Am pierdut în Germania, dar asta nu înseamnă mare lucru pentru că ne așteptam. Ne așteptam să pierdem, însă felul în care am pierdut acel meci ne oferă o notă, așa, o nuanță de optimism. Înaintea acestei partide cu Armenia, se joacă în Ghencea pe noul stadion Steaua, revine România, hai să spunem, pe arena, pe zona, în zona, pe terenul în care s-au obținut atâtea și atâtea performanțe. Iar faptul că venim după ce Germania s-a cam chinuit cu noi, în vreme ce pe armeni i-a rupt, cum se spune, cu bătaia, asta ne oferă un mic avantaj, măcar din punct de vedere moral, din punct de vedere al stării de spirit. Armenia vine însă și ea la rândul său după un rezultat de egalitate în Islanda, un rezultat care într-un fel ne ajută, în altul nu, poate că ar fi fost mai bine. Poate că ar fi fost mai bine ca Armenia să nu câștige, dar în fine, nu mai contează. Clasamentul grupei e ceea ce ne interesează. După ce am văzut cotele legate de această partidă, clasamentul grupei e cel care ne interesează. Noi suntem pe locul 4, dar mai avem de jucat 3 partide și un calcul simplu ne arată că la aceste puncte pe care le avem, cu jocurile ce ne mai rămân nouă de disputat, acesta cu Armenia, apoi cu Islanda, tot acasă și în Liechtenstein, dacă luăm toate punctele, suntem pe locul 2. Sigur, dacă luăm toate punctele și Germania nu mai are niciun punct, suntem pe locul 1, dar nu ne ocupăm de SF-uri noi pe aici. Dacă luăm toate punctele din meciul ăsta, șansele noastre la locul 2 sunt uriașe. Practic, locul 2 este al nostru. Ne bazăm și pe faptul că astăzi Germania merge în Macedonia. Și ne bazăm pe Germania să ne dea o mână de ajutor în Macedonia. Drept care, discutăm deja, ne ducem deja spre primul pariu, spre prima idee de pariu. Drept care, victoria este importantă. Totul pentru victorie în meciul ăsta. Și după cum s-a jucat meciul în Germania, după starea de spirit cu care ne întoarcem, nu văd niciun motiv pentru care de data asta să nu mizăm pe victorie simplă, victoria simplă a României ca primă idee de pariu pe cota 1.65. Mergem mai departe spre al doilea pariu, spre a doua idee de pariu, tot într-o notă optimistă. Mergem noi, ne ducem spre zona combo. Combo primul gol și total goluri. E un pariu compus pe care o să vi-l explic imediat și care o să vedeți că ne dă o cotă chiar foarte bună pentru un astfel de meci. Deocamdată ne uităm la goluri, la numărul de goluri pe care România le-a dat și le-a luat. Că asta e și ideea. În mandatul lui Rădoi, linia cam asta a fost. Am dat, dar am și luat. Și observăm aici și, hai să-i spunem un tipar, putem să-i spunem și așa, indiferent de rezultatul final al partidelor, în meciurile României, după cum puteți vedea, în 10, în mandatul lui Rădoi, pentru că ce era în mandatele trecute nu ne interesează, în 10 partide s-au dat peste 2 goluri, doar în 3, partide s-au marcat 0-1 goluri. Și dar lucrurile se leagă cumva, se leagă cumva și de importanța meciului și de optimismul acestei, din jurul acestei partide. Și mergând pe ideea asta, am găsit în acea secțiune de care spuneam, am găsit un pariu interesant.
Gazdele marchează PGG, primul gol, gazdele marchează primul gol și se vor da mai mult de, se vor înscrie cel puțin două goluri. Cota este rezonabilă, ba chiar bună, a spune, pentru un asemenea meci între România și Armenia, 1.85, cu așadar gazdele noi, România, marchează primul meci și se vor marca mai mult de două goluri. Am ajuns și la al treilea pariu, la a treia idee de pariuri legate de această partidă dintre România și Armenia. E o idee pe care noi am mai avut-o, pe care noi am mai expus-o. Ne ducem pe reprize. Ne jucăm cu reprizele puțin și ne jucăm cu golurile marcate pe reprize. Și o să vedeți imediat pe acest grafic golurile marcate în meciurile României cu Mirel Rădăi, selecționer, în cele două reprize. Goluri defalcate pe cele două reprize. Cu albastru sunt golurile marcate în prima repriză. Cu mov sunt golurile marcate în repriza a doua. Și din ceea ce vedem, movul e culoarea pregnantă. Așadar, de ce nu s-a repetat tiparul și în meciul ăsta de pe Ghecea? Mai ales că argumente există și din punct de vedere fotbalistic, nu doar din punct de vedere statistic. Repriza a doua, lucrurile... jucătorii încep să mai obosească, totuși unii și alții vin după meciuri, se joacă la din trei zile, ritmul e destul de complicat, calendarul nu e foarte prietenos. Așadar, de ce nu s-a repetat acest scenariu cu goluri mai multe în repriza a doua decât în prima repriză? Și dacă s-a repetat scenariul, de ce n-a reușit și cota asta? Foarte bună, 2 și 10 așadar, pentru mai multe goluri marcate în repriza a doua decât în prima repriză în acest România-Armenia. Iar superpariul partidei, ideea noastră de superpariu, sigur că găsiți foarte multe idei de superpariuri, foarte multe variante. Asta dacă vă place să mergeți acolo. Eu nu prefer, mă duc de foarte, foarte des mă duc în această secțiune de superpariuri, pentru că în principiu cotele sunt mult mai bune, mult mai apetisante acolo. Ideea noastră pentru meciul ăsta e din nou optimistă. Uite că la meciul cu Germania n-am fost atât de optimiști, ba chiar am fost pesimiști și nu ne-a ieșit. Noi acum sperăm să ne iasă optimismul, să ne se confirme optimismul legat de această partidă. Ideea noastră este așa, România câștigă, am convenit, asta e obligatoriu să se întâmple, dar hai să riscăm puțin și să mergem pe ideea că România marchează în ambele reprize, mai mult în repriza a doua, dacă ne duce puțin spre pariul de mai devreme, spre ideea de pariul de mai devreme, da, foarte bine, cu cât mai multe, cu atât mai bine. Dacă dăm gol în ambele reprize și câștigăm, avem o cotă de 3 și 10, foarte, foarte bun. Sperăm să ne iasă din toate punctele de vedere, să iasă și victorie, să iasă și toate aceste pariuri, sau măcar o parte importantă din ele. Sperăm să fie o zi bună din toate punctele de vedere.